Vă amintiți de hârciogul Phil care prevede în fiecare an cu exactitate venirea primăverii? Ei bine, mai nou, lui s-a pus gând rău. Phil este scos din culcuș și expus unei mulțimi gălăgioase, o experiență foarte stresantă pentru el, afirmă PETA. Oricum nu poate să-și sape singur vizuina, la fel ca semenii lui, pentru că este ținut în condiții artificiale. Drept urmare, organizația PETA vrea să-l scoată la pensie. Păi dacă Phil trăia în România, ieșea la pensie pe la 70 de ani, așa. Dar dacă avea pile și era șmecher, putea să aibă o pensie specială, votată de Parlament. Lăsați-l în pace, cer activiștii, sugerând că un hârcioc cu inteligență artificială poate să prezică foarte bine vremea. Până acum, Phil nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere. Mă, dar asta nu este popul dău, eu așa știam. N-au putut să-l contacteze pe Phil. N-a avut și el un punct de vedere. Exact. Eu știu cu cine a trebuit înlocuit popul dău ăsta de Phil. Cu cine? Cu Rubi. Am acum cu Rubi. Deci, pe bune, ești rău, Șerban. Rubi n-are blană. Da, n-are blană, mamă dragă, dar are dinți. Are dinți, că nu știu ce s-a întâmplat, că i-a rămas fața mică după ce și-a aranjat altul. Ai, Doamne, cât sunteți de rău. Sincer, eu îl prefer pe Phil. Ați văzut cât era de drăguț. Da, Doamne. Da. Și mai știa și cine câștigă la Oscaruri. Da.